Cele aproape 50 de joburi scoase la concurs vizează mai multe meserii, de la asistent medical principal și debutant până la registrator medical debutant, infirmier debutant, îngrijitor, brancardier sau spălătoreasă. Cele mai multe posturi, 14, sunt pentru infirmier debutant pe secțiile pediatrie, infecțioase, ATI, neurologie, pneumologie, oncologie, ortopedie și pe blocul operator. Înscrierile se fac până pe 26 iulie. În data de 3 august, Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție pe următoarele secții ale spitalului. S-au scos la concurs 2 posturi pentru asistent medical principal, 4 posturi pentru asistent medical, 12 posturi pentru asistent medical debutant, 4 posturi pe ambulatoriu spitalului pentru asistent medical debutant, 2 posturi pentru registrator medical și statistician medical, pentru infirmieră debutantă s-au scos la concurs 14 posturi, pentru îngrijitoare 4 posturi, pentru brancardier 2 posturi, pentru spălătorese 3 posturi. Înscrierile la concurs se fac până la data de 26 iulie, ora 13. Concursul va fi structurat în 3 etape, selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă sau practică și interviul, și va avea loc pe 3 august de la 9:30 în Spitalul Județean. Concursul constă în 3 etape succesive, selecția dosarelor de concurs, proba scrisă sau proba practică și interviul. Potențialii candidați se pot documenta în legătură cu actele necesare pentru întocmirea dosarului pe site-ul Spitalului Județean.